Nuntă cu peste 300 de invitații în tecuci, oprită brusc de polițiști. Agenții au descins și a oprit evenimentul care încălca regulile de protecție pe durata pandemiei. În același timp, tot în tecuci, a avut loc și un botez cu zeci de invitații. Polițiștii l-au amendat pe patronul restaurantului. Evenimentul a avut loc într-un cunoscut restaurant din Tecuci. Peste 300 de nuntași au încălcat regulile impuse de autorități pe durata pandemiei COVID, fiind înghesuiți la mese de câte 10 persoane. Polițiștii îi vor amenda atât pe organizatorul nunții cât și pe proprietarul salonului. În aceeași seară, tot în tecuci, un alt eveniment asemănător a avut loc. Zeci de persoane au participat la un botez într-un restaurant din oraș, al cărui proprietar ar fi avut probleme cu legea în trecut, fiind condamnat pentru agresiuni sexuale. Imagini de la petrecerea ilegală au fost transmise live pe Facebook de mai mulți invitați. Oamenii legi au reușit să-l identifice pe patronul restaurantului, dar și pe câțiva dintre participanți, și toți au fost amendați.